Echipa de fotbal CS Minaur Baia Mare are un lot înnoit. În urma meciurilor de pregătire disputate până acum, antrenorii rămân încrezători, cu un optimism rezervat. Totuși, Dorin Toma, antrenorul principal, vorbește despre planurile echipei CS Minaur și stadiul de pregătire în care se află în acest moment. Am rulat pregătirile acum 2 săptămâni. Timpul este unul foarte scurt. Peste 10 zile deja jucăm prima etapă. Am încercat să facem un lot cât mai competitiv, dar încă mai avem nevoie de 3-4 jucători pentru a avea dublură pe posturi, pentru a avea un pic de liniște până în iarnă. Ați avut și câteva meciuri de pregătire. Cum s-au mișcat acești jucători? Cum se simt unul pe altul? Da, s-au mișcat destul de bine, am început cu jocuri mai ușoare, am avut ultimele 2 teste puțin mai grele, cel cu Zalău și ieri la Olimpia Satu Mare. Primul joc cu Zalău am făcut o echipă destul de bună și au ieșit multe lucruri pe care le-am pregătit, iar în jocul de la Satu Mare am încercat și posturile secundare ale jucătorilor. Din păcate am pierdut acel joc, aveam încă 2-3 jucători în probe, iar de săptămâna asta continuăm cu așezarea echipei, ca să ne simțim cât mai bine primii 11, primii 20. Aș spune în general că suntem optimiști, dar totuși un optimism un pic rezervat, pentru că s-au schimbat foarte mulți jucători și a fost o parte de muncă grea ca să aducem jucătorii ăștia, conducerea și antrenorul principal în primul rând și-a făcut treaba, dar de aici urmează iarăși o parte grea, să legăm echipa și jocul echipei, ceea ce nu e o treabă foarte ușoară. Suntem optimiști, jucătorii au, zicem noi, am adus jucători cu calitate, dar cu toate astea încă mai este până demonstrăm un joc bun. Formatul actual al campionatului nu e rău pentru noi, spune la rândul său Vlad Ungureanu, antrenor secund al echipei CS Minaur. Un pic altfel, de fapt, pe ansamblu sunt mai puține jocuri. Sunt mai multe echipe, într-adevăr, și vor fi niște duble de baraj dacă ajungem acolo. Eu zic că în momentul de față pe noi ne avantajează un pic, sau așa cred eu, că un pic ne avantajează faptul că noi fiind echipă nouă, dacă am fi început în formatul vechi, în funcție de program există riscul să jucăm cu contracandidate la început și părerea mea personală este că noi vom crește pe parcurs, pentru că totuși echipa e nou constituită, să spun, adică s-au schimbat foarte mulți jucători și atunci e normal ca poate primele etape să nu jucăm încă la nivel dorit. Noi ne dorim, dar nu întotdeauna, nu e așa ușor, adică e un proces de pregătire care durează și pe parcurs să creștem. Deci eu cred că formatul ăsta nu e rău pentru noi.